Un radio de milioane de români. Bun găsit, dragi ascultători! Invitatul catedrei de politică din această duminică de la Europa FM este domnul Teodor Stolojan, unul dintre cei mai importanți politicieni ai Partidului de Guvernământ, chiar dacă domnia s-a refuzat să candideze la o funcție mare în partid la ultimul congres. Bine ați venit, domnule Stolojan! Bine v găsit. vă mulțumesc pentru invitație. De asemenea, alături de noi, colegul meu, jurnalistul Ioan Meioniță, senior editor la Ziarul Adevărul. Domnule Stolojan, la ora la care se va difuza înregistrarea acestei discuții, vă veți afla, probabil, la ședința colegiului director al PDL, adică Conducerea Restrânsă a Partidului Plus, șefii de filială, am vrea să ne spuneți, pentru că au fost semnale destul de contradictorii, ce se află pe agenda acestor discuții. O întâlnire importantă, din moment ce se adună toată conducerea partidului, inclusiv cea din țară. Așa este. Tema anunțată este legată de prioritățile din toamnă ale legislativului, și guvernul are o serie de proiecte pe care dorește să le promoveze dar cu siguranță se vor discuta și alte probleme, deși nu sunt anunțate, pentru că deja devine deranjantă discuția asta despre mișcarea populară fără ca partidul să iasă cu un punct de vedere oficial, dacă vrea să facă ceva sau nu. De asemenea, sper să nu se mai discute despre remaniere, pentru că Nu, noi trebuie să discutăm despre remaniere în emisiunea asta. Așa este, dar este o discuție care nu și are rostul în afara unor analize și a unor discuții în partid foarte serioase, pentru că până la urmă o remaniere e făcută ca să îmbunătățește activitatea executivului și nu o remaniere care să te dea înapoi cum s-a întâmplat Recent, nu cu cazul de la muncă, unde efectul a fost, să zicem, nefavorabil pentru ce Partidul era vorba Democrat. vorba de fonduri europene. Liberal, Am. da. Deci vor fi și asemenea subiecte cu siguranță. Dar de ce spuneți că e deranjantă discuția cu mișcarea populară? Este deranjantă pentru că ea a început, sigur, o discuție și la ora actuală, cel puțin din câte cunosc eu, Partidul Democrat Liberal nu are un punct de vedere... Format, dezbătut în partid pentru că a face o asemenea mișcare, indiferent face o mișcare populară sau dorește o alianță, asemenea lucruri nu se fac undeva într-un colț sau încep să vorbească lidera ai partidului fără să existe o... Această Bun, mișcare exist... nu mai o clipă, a apărut nu. venind din afara partidului. Așa nu, o idee din partidului. Și Așa partidul e. trebuie să reacționeze, e reactiv la această idee. El trebuie Din să fie... afara partidului de la Palatul Cotroceni. El trebuie să fie principalul jucător în asemenea. El partidul. Ori aici am întârziat. Deci, partidul deja trebuia să-și formeze un punct de vedere, să înceapă să fie dezbătut în partid, pentru că vedeți dumneavoastră, nu mai suntem acum 15-20 de ani sau acum 10 ani sau acu 5 ani când un singur om putea să uh, dirigeze. să dirigeze un partid sau să imprime o mișcare unui partid. Acum partidul e mult mai complicat, e mult mai mare, e mult mai structurat, e mult mai Așezat, da? Înțeleg. Dar iată, există această, acest moment al colegiului uh, director. Premierul Boc spune chiar că să dă de înțeles că uh, discuția despre mișcarea populară va fi principalul subiect al uh, dezbaterii din această seară. Nu avem un document. Deci noi nu mai putem discuta discuții, da? Adică, și dumneavoastră ce spuneți? unul spune? și dă cu părerea. Deci aici trebuia format imediat un grup și avem oameni capabili să gândească așa ceva care să prezinte un document foarte clar de lucru. Un punct de plecare în discuții cu argumente pro-contra... Anticipați cu... că nu va exista un astfel de document seara. El trebuia difuzat din timp. Dar dumneavoastră ați discutat până acum cu oameni pe care îi cunoașteți din partid, colegi de-ai dumneavoastră, aceste probleme le-ați sugerat, punctul dumneavoastră de vedere, că trebuie să facă așa ceva? Nu. Deci eu... Am văzut că sunt unele discuții la nivelul domnului Baconschi, al domnului Frunză Verde. Bun, și acolo a existat da. interpretări. Ei au spus că au un mandat tacit, a venit doamna Anastasia, a spus că n-au niciun mandat Bun. nici tacit, nici deci, netacit. Și doamna Anastasia domnului... spune că vrea să discutem în partid ideea și că deci, odată deci cu plecarea domnului Rezău deci asemenea lucruri... Nu au voie să se întâmple într-un partid care se află la guvernare, un partid care are responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în România. Sigur, nu e uh, singur în această responsabilitate, dar uh, e actorul principal. Deci nu putem să ne desfășurăm în acest fel. Mai ales cu un an și, mă rog, să Put zicem, fie luni sau câteva luni înainte de alegeri. Acest e... mesaj îl veți transmite colegilor la Categorie. ședință? Categorie. Ce, cum credeți că ar trebui să evolueze această reuniune pe acest subiect, ca în opinia dumneavoastră lucrurile să decurgă corect? Ce ar trebui să pot, se întâmple în opinia în dumneavoastră? În etapa în care suntem acum, vor fi colegi care vor spune una și alta despre cum vă această dezvoltare, să spunem... Pregătire pentru anul electoral, după care partidul va trebui clar să împuternicească câțiva colegi care să vină cu o analiză foarte serioasă asupra acestei probleme și pe baza aceasta să înceapă dezbateri în partid. Și după care, sigur, să ia o decizie. Cât de repede credeți că ar trebui să decurgă la această repede, foarte dezbatere? Repede, foarte repede, pentru că o discuție din asta nu face decât să ne facă. Rău. Cum vedeți dumneavoastră situația? Îndeopște un partid de guvernământ se prezintă sub numele pe care îl are și cu sub sigla cunoscută la alegeri și își asumă cu bune și curele rele exercițiul guvernării care tocmai se încheie. Înțeleg de la doamna Anastase, dar și de la alți lideri ai al partidului că PDL ar putea să nu candideze sub siglă și nume propriu la următoarele alegeri, ci sub această umbrelă mișcarea populară. Nu vă întreb și pe dumneavoastră. Nu e aici o fugă de responsabilitate a rezultatelor guvernării, în privința rezultatelor guvernării? Nu neapărat, pentru că e foarte dificil să vorbești de rezultatele guvernării și să evaluezi rezultatele guvernării. Și aici e greu, numai, nu numai pentru România. Uitați-vă ce se întâmplă peste tot în Europa, unde Sarkozy, care a luat, care pot spune că Franța a trecut destul de lejer prin această criză deocamdată, da? și care totuși ați observat că a suferit niște înfrângeri electorale. Deci, într-o perioadă de criză, guvernele, inclusiv Guvernul României, ia măsuri care nu sunt măsuri plăcute. Deci ai clar o pierdere de popularitate și atunci, în mod normal, că și Partidul Democrat Liberal își pune problema ce e de făcut. Da? Ce e de făcut în perioada următoare? 1. pentru a încerca să clarifici populației că altă soluție nu exista, poate, sau să încerci nu, să construiești ceva în care să, să vii și cu o contrapunere la ce s-a format pe partea stângă a. Sigur, adică o echilibrare față politic. de ceea ce înseamnă USL, spuneți. Sigur Dar da. totuși, în Europa există această cultură a responsabilității și a răspunderii față de politicile guvernamentale. Așa un ex exemplu premierului Zapatero, după ce au pierdut alegerile locale, s-a anunțat devansarea alegerilor generale cu mai multe luni, 3 sau 4 luni. În ideea că Spania trebuie să reia totul cu un guvern creditat de alegători. Ori, în cazul PDL, vedem că această răspundere urmează să fie diluată sub alt nume. Nu neapărat. Încă o dată, lucrurile nu sunt clarificate. Ideea cu nu neapărat mișcarea populară, dar ideea de Partid Popular e veche în PDR. Sigur, a fost acel moment în care Partidul Democrat s-a unificat cu Partidul Liberal Democrat și a ieșit Partidul Democrat Liberal, dar ideea de Partid Popular este veche în Partidul Democrat. Deci eu am găsit-o acolo, se discuta. S-a pus problema încă la unificarea noastră să fie rebranduit partidul un partid popular și așa mai departe. Nu s-a putut din motive foarte clare. Fiecare partid avea un anumit bazin, vrea să se regăsească în această nouă combinație care a ieșit din unificarea Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democrat. De deci ce veche această idee a Partidului Popular? Acum a apărut, sigur, formula aceasta cu mișcarea populară. Dar problema e că nimeni nu prea știe ce va fi mișcarea asta populară în momentul de față. Nu sigla o știm, altceva nu mai știm despre. Ideea e relativ simplă, punerea în aplicare sigur că e complicată. Ideea este de a mobiliza toate forțele de pe centru dreapta, dreapta din România sau care gândesc în acești termeni pentru că un partid politic nu poate să strângă în jurul lui, în el, toate forțele acestea. Sunt mulți oameni care gândesc pe principii de centru-dreapta, nu? Principii politice, fără să simtă nevoia să facă parte dintr-un partid politic. Și eu mă refer în primul rând la oamenii de afaceri. Și am mai repetat-o, oamenii de afaceri înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat în România și ce sacrificii au trebuit făcute pentru ca România cât de cât să fie pe linia de plutire pe care se află astăzi. Ori vedeți dumneavoastră, oamenii de afaceri fac parte din masa aia tăcută în România. Ei nu vorbesc. Cu mici excepții, nu? Dar să știți că l-am avut la emisiune în această săptămână pe domnul Cristian Pârvan de la Asociația Oamenilor de Afaceri. Am mai stat de vorbă și cu, și cu alții ai unor organizații patronale și permanent se aduce acest reproș. Acești oameni nu sunt ascultați. Mi-aduc aminte a oar de exemplu, a propus în urmă cu cel puțin doi ani când am scris eu un articol la un moment dat ca toate investițiile, proiectele de investiții să fie publicate la începutul anului, așa încât să se poată asocia mai mult și să existe acea, acel fond de cofinanțare. După doi ani, aflăm că această listă urmează să fie publicată pe site-ul nou înființatului Minister al Fondurilor Europene, acum, în al 12-lea ceas, când avem atât de mari Bun, probleme cu absolut. Ce vreau să spun să este să că do, aceste de, inițiative să de criză. sunt... Dares, uh, să nu este vorba numai de investițiile finanțate și cu fonduri. Sigur că UNAPN. da, vorbesc de capacitatea de dialog a Guvernului. Guvernul actual guvernul actual guvernul încă îi lipsește un instrument fundamental în managementul public, și anume programul public de investiții. N-are importanță cine îl finanțează, la asta. ce nivel. Practic, un management sănătos al. Afacerilor publice în România se realizează prin buget, dar pe de altă parte și prin programul public de investiții. Pentru că uh, programul public de investiții ar trebui să fie un document care să cuprindă, cum spuneți noastră, toate investițiile care se finanțează din fonduri publice, inclusiv din fonduri europene, și unde guvernul să-l analizeze și să stabilească priorități. Bun. La noi cum se procedează, ca să știți ce se întâmplă. La noi se stabilez niște sume, o sumă, nu? Atâta vrem să folosim pentru investiții din bugetul public, anul ăsta, după care suma este alocată pe ministere și până la în fiecare ministru stabilește ce investiții. Câte banii face, din exact. fondurile și respective. Se, uh, fragmentează și proiectele. Bun. Deci, se aceasta este o problemă. Bun. Eu am uh, prezentat-o de ani de zile, nu de acum, de ani de zile că trebuie făcut un program public de investiții, pentru că era ceea ce eu făceam când lucram la Banca Mondială în țările în care lucram. Era programul bugetul, programul public de investiții, era programul de privatizare. De exemplu, am rugat pe cei din guvern să facă un program public de privatizare, să iasă cu el, să spună, uite, domnule, astea sunt noastre, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 Firme. Dar dacă dumneavoastră repetați lucrurile astea și le-au mai repetat da. și alții, le spun și oamenii de afaceri, le mai spunem și noi presa din când în când, pe de altă parte dumneavoastră spuneți că acest guvern nu are nevoie de remaniere. Nu, Dar eu, stați, eu când spun că nu, performanța că nu sunt excepțional, nu ei sunt eu nu să asta mă am în vedere. Și în asta? Eu am în vedere momentele. Deci, după mine, momentul remanierii a trecut. Sigur că poate fi făcut oricând o remaniere. Problema e pentru ce face o remaniere. De exemplu, acum, ei trebuie să pre... guvernul trebuie să prezinte bugetul în Parlament. Va fi un buget dificil, foarte dificil. Din cauza derulării evenimentelor. Nu vedeți prognoza acum Fondul Monetar Internațional, acum o săptămână ne vorbea de 3,5% creștere sau 4%, acum ne vorbește de 2%. Deci, suntem încă într-o zonă care e foarte nesigură. Deci dumneavoastră nu, nu contestați remaniera, ci momentul, momentul în care... Momentul remanierii-l voi... adică uh, acum trebuie prezentat bugetul. Bugetul trebuie susținut. cine îl susține? Domnul Un Iarun ministru Iarun. nou? Un ministru nou care îi trebuie o lună de zile să învețe despre ce este vorba în minister? Cum, cum interpretați mesajul ăsta de la Fond? Nu mai scăderea previziunii economice. A spus că a scăzut și viteza reformelor și a tras un semnal de alarmă, domnul Franks. Iar ați vorbit de privatizări și am văzut că singura încercare de privatizare a eșuat la Petrom, iar restul parcă nu bun. le mai vedem uh, pe niciuna. Bun, haideți să ne înțelegem și aici. Privatizarea este o treabă extrem de complicată. Uitați-vă la Grecia, da? Are cum zicea cineva la noi un clasic, care sula în coaste să privatizeze, da? Nu poți să privatizeze așa. Și to repede. To Toată lumea știe și atunci te joacă exact ca Tom și Jerry cu șoricelul ăla. Ești pus Depinde de ce preț nu? Dacă, dacă ești muri, obligat să vinzi Bineînțeles, nu se mai în momentul când nimic. toată lumea știe că ești cu apa la gât și trebuie să vinzi și ai sarcină, sarcină, nu să vinzi, te joacă. Te joacă. Deci și România aici, sigur că avem angajamentul ăsta asumat prin acordul cu Comisia Europeană de a privatiza, dar eu vreau să vă dau un exemplu ce înseamnă graba strică treaba și gândirea proastă, da? Nu știu dacă ați observat spun la spus, dacă Tarom îl scoatem pe bursă 15%, uh -huh. ce să faci pe bursă cu Tarom? Cine cumpăr eu să, bag, să cumpăr acțiuni la Tarom când știu că Tarom are pierderi de ani de zile? Pentru ce? Deci e o idee total proastă care a fost lansată în acest fel. Total neprofesionistă pentru că Tarom are nevoie de un investitor strategic, deci de o companie care să-i poată să știe ce are de făcut la Tarom. Când te duci pe bursă să o vinzi 15%, 15 n-are ce face. Categoric. Domnule deci... Stolojan, dar toate aceste lipsuri, limite, uh, sunt cauzate de niște oameni care sunt responsabile acolo. Nu vreau să mă întorc în van la chestiunea remanierii, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Dar la un moment dat aceste lucruri se contabilizează. Există o, o penurie de specialiști, i-aș numi, Partidul Democrat Liberal, ce se întâmplă? Nu există, dar nu vorbesc cei care trebuie. De exemplu, doamna ministru al transporturilor, care predează Poaceu. pentru remaniere și spune că e nevoie de o da. rupere de rit. Așa. Vreau să vă spun că ea știe foarte multă meserie în transportul, nu-i de ieri, de astăzi. Problema e că vorbesc unii care n-au nici responsabilitate și n-au nici priceperea. Pentru că eu sunt convins că treaba aceasta cu tarumul privatizare 15-20 la pe bursă, a fost lansată ori de unii neprofesioniști, ori de unii foarte interesați, pentru că interesul național al României nu e să câștige niște brokeri că vând acțiuni 15-20% la Tarom, ci să rezolvăm problema de fond pe care o are Taromul. Problema lipsei de... Credeți profit? că, ați vorbit de proiectul de buget, credeți că ar trebui lansat o negociere cu fondul pentru Mărirea deficitului bugetar la care ne-am angajat de 3% anul Eu viitor. Eu cred că da. Eu cred că ar fi nevoie de așa ceva și vă spun și de ce. România și-a asumat angajamentul că reduce deficitul bugetar de la 4,4% la 3% în acest an. Este o reducere mare în anul viitor. Anul viitor. La 3%. În condițiile în care se, vedea, se previziona o creștere economică de 3,5-4%, de 4%, da? Sigur că această creștere economică, e în termen real, ea e mai mare când ținem seama și de inflație, da? În momentul însă, când te gândești la o creștere economică de doar 2%, cum văd că sunt prognozele acum, sigur că va fi foarte greu să faci această reducere. România acum are o situație în finanțe publice stabilizată, prin urmare se poate împrumuta la un cost rezonabil pe piața externă ca și pe piața internă. Și n-ar fi o problemă acum să negociem un 3,5, de exemplu, în loc de 3 și să avem un efort de reducere de un, a deficitului 1%. doar de 1%. Dacă, sigur, și Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional nu vor accepta acest lucru, atunci România va trebui să vadă de unde mai reduce cheltuielile. Pentru că un 3% și... mi se pare greu de, de îndeplinit din moment ce numai deficitul de bugetul de pensii este 3,6 miliarde de euro. Adică se duce spre un 3%, 2%, da. numai deficitul ăsta, plus celelalte deficite. Da. Domnul Ionita, deci eu am văzut declarațiile care se fac. Sunt declarații forțate, foarte forțate, pensiile vor avea un deficit în România. Deficitul e provocat nu numai din faptul că avem 5 milioane de pensionari și mai puțin de 5 milioane salariați. E provocat și de faptul că am creat sistemul paralel de fonduri private de pensii, deci am luat din contribuția de asigurări sociale pentru pensii și am mutat-o dincolo. Este grevat și de faptul că am încă în sistem oameni care n-ar avea dreptul la pensii dacă ar fi corect tot sistemul dar care primesc și pensii. Și durează deci, atât de mult această veche. Deci sunt multe și sigur am acest dezechilibru pentru care sunt și vinovate guverne, dar să nu uităm că avem, nimeni nu știe, între 2,5-3 milioane de români care sunt în afara care nu țării. nu contribuie în România. Deci dacă românii ar avea locuri de muncă în România... Ce, e o discuție care Bun. nu ne duce nicăieri dacă ar avea locuri de muncă. Suntem în Uniunea Europeană, e o piață liberă. Da. Fiecare... Găsiți uh, forțată și uh, propunerea care se vehiculează în grupul parlamentarilor PDL, aceasta de revenire a TVA-ului la 19%, dar în același timp uh, impozitarea uh, pensiilor uh, tocmai pentru atingerea acestor uh, parametrii macroeconomici, cum se spune. În condițiile actuale nu poți reveni cu TVA-ul. Înseamnă să intri într-o într evoluție periculoasă și care nu va fi acceptată nici de Comisia Europeană, nici de femei, tocmai datorită nesiguranței. Ce se întâmplă? Că dacă economia nu-și revine... Nu poți să scoți de, Bun, dar, re, așa, diferența de bani. inițiativă privind uh, impozitarea pensiilor, uh, a, această discuție în jurul ei, cred că îngrijorează pe foarte mulți. Categoric. Uh, mai degrabă trebuie să ne orientăm către proprietăți în România, pentru că aici suntem uh, mult sub nivelul altor uh, state membre din Uniunea Europeană. Deci dacă e să căutăm... Uh, alte resurse, dar părerea mea că principala resursă încă o dată în România este legată de evaziune. Uitați, dacă s-ar face acum o anchetă, bun, domnul Tabăr a declarat că avem 10 milioane de tone de cereale, de, pardon, de grâu numai. 10 milioane, e o producție la care visa Ceaușescu. Absolut. Dacă vă amintiți, el visa o tonă de cereale pe cap de locuitor, care ar fi însemnat 22 de milioane de tone la vremea respectivă. 23, pardon, dar cu porum cu tot. Cu Din informațiile pe care da. le, de le dețineți dumneavoastră, la cât se ridică nivelul evaziunii fiscale în România? S-au auzit tot felul de cifre. Vreau să vă spun că auarul estimează că ar fi cam 10 din PIB. Sunt diferite valori făcute, adică după o metodă mult. sau alta, unii vorbesc de 20%, eu cred că este în jur cam de 20% în zona aceasta. 20% da. spuneți. Așa, din, nu m-am ocupat, eu nu am făcut. Sunt niște calcule care trebuie făcute și se fac la nivel macro de regulă și. Au fost aruncate diferite cifre. A fost și aruncată cifra de 40%. Da? Adică încă un buget, Ceea ce mai mult de un, un buget. Da, sigur că, um, bun, dar ca ordini de mărime, dacă ne aducem aminte, tăierea salariilor a însemnat o economie de 2 și ceva la sută din PIB. Deci evaziunea fiscală ar fi de unde să se facă economie sau să vină uh, banii evaziunea la Evaziunea e o resursă importantă. Cum? Ce mai este gradul de colectare, care este iar foarte mic pentru Uniunea Europeană. Bun, dacă vă referiți la gradul de colectare față de potențialul la nivelul ratelor care le avem noi de impozite, să nu confundăm însă povara A, impozitelor povara și fiscală, taxelor da. care e mai scoborâtă în România pentru că așa am decis nu, noi. Nu, dar acele, acele taxe și impozite nu reușesc să fie aduse la Cate, buget, așa cum sunt Categoric. Ieri. Deci când discutăm de gradul redus de colectare, ne raportăm la potențialul care l-am avea de uh, colectat Dacă și ar plăti lumea la un anumit nivel al ratelor de, de impozite. Și aici avem, sigur, probleme și principala problemă avem în continuare la impozitele din venituri, și la TVA, unde încă... Bun, dar indiferent din ce unghi privim aceste cifre, vă întreb, cum apreciați performanța fiscului ANAF, a, a managementului asigurat de domnul Bleșnar? Nu ar trebui și aici o schimbare dacă, iată, lumea e obligată să facă economii peste economii peste economii, dar performanța fiscului, înțeleg că e mai scăzut? Bun, nu e de el de astăzi și ce importanță are în acest nu, moment. Nu e de el. când de astăzi. Aici multe alea proces ajuns continu, la e un, proces cu un proces continuu în care trebuie să întărești instituția, trebuie să o califici. Vedeți că s-a tot discutat de, a, de acea componentă a care să se ocupe de averile mari. Gândiți-vă numai câți din România au societățile înregistrate în offshore, ceea ce e legal, dar înseamnă evaziune, nu înseamnă evaziune înseamnă cum Fugă se spune în occident planificarea impozitelor, da? Deci aici s-a dus o bătălie și în Parlamentul European încă o dată eu nu odată am luat cuvântul în Parlamentul European și am spus următorul lucru: Domnule, trebuie să mergem până acolo în care Uniunea Europeană trebuie să interzică orice operațiune financiară sau tranzacție comercială pe teritoriul Uniunii Europene cu societăți comerciale înregistrate în țări care nu au acorduri încheiate de transparență cu Uniunea Europeană, adică să comunice. Băi, uite, ăștia au raportat aici atâtea venituri, atâtea profituri, atâtea dubânzi au încasat ca să poți să impoziteze în țara, în țara ta. Pentru că eu vreau să vă dau un exemplu și îmi pare rău că trebuie să readuc în discuție. S-a vândut Rompetrol, da? Știți foarte în bine varu. cât a câștigat statul român prin impozit pe câștigul de capital. Pentru că Rompetrol, când a fost creat, a avut o valoare. Când a fost vândut, a avut o valoare mult mai mare proprietarii au încasat un câștig, se cheamă câștig de capital, diferența, da? Capital gain. Statul român n-a încasat nimic, pentru că această, undeva, tranzacția s-a făcut prin Olanda, prin mai știu eu pe Bun, unde. președintele Băsescu pledează acum pentru finalizarea acestui dosar cât mai rapid, așa încât cazacii de la Kazmunai gaz, gaz să, mă rog, să da, și eu aibă o pledesc. relație bună uh, de afaceri cu doamnă, statul român. Și eu pledesc pentru finalizarea cât mai rapidă, dar fără a uita de unde am plecat în procesul acesta, că va fi o negociere, da? Deocamdată statul român a dat în judecat uh, rompetrolul pentru că rompetrolul a transformat uh, datoria, în, restul de datorie, majoritatea datoriei în acțiuni Uh, și statul român nu este de acord și pe bună dreptate cu acest procedeu. Bun, va fi o negociere și eu sunt de acord ca să se finalizeze cât mai repede, este în interesul româniei, dar să nu uităm de unde am plecat și anume uh, dintr-un contract prost făcut de împrumut de 600 de milioane de dolari la vremea respectivă în care statul român a acceptat să fie transformat în obligațiuni și bine a făcut că a acceptat pentru că a dat posibilitatea de dezvoltare la rompetrol, însă ca întotdeauna statul român a fost neprevăzător pentru că nu a stabilit prin contractul respectiv că atunci când se vânde proprietatea asupra lui Rompetrol să se achite datoria. Bun, Pornisem de la uh, performanța sau neperformanța uh, fiscului. Uh, Ne-ați explicat că domnul Bleșnar are o viață grea în actuala conjunctură, totuși uh, cred că publicul are nevoie de răspunderi aici sau în alte uh, domenii. Aceasta e o problema mai mare. Și revin totuși la această chestiune a remanierii. Dumneavoastră spuneți, e prea târziu. Dar cine răspunde, de exemplu, în România pentru faptul că România n-a intrat în spațiul Schengen? Domnul Igaș ar trebui să răspundă, nu? Potrivit uh, fișei postului. Domnul Baconski ar trebui, Vă spun așa, teoretic. Da. Bun, așa. Domnul Baconski a spus că merită felicitări. Deci nu are nicio problemă este Este adevărat, asta. dar e da, opinia dânsului. Eu am declarat... Eu ca principiu, cine trebuie să răspundă? Pentru performanța fiscului destul de slabă, 10% da. din PIB, zicem și cel puțin. Uh, eșecul Schengen. Uh, discutăm, uh, cred în continuare, și despre Nokia și Ministerul Economiei. Cine răspunde sau nu răspunde nimeni în România? Uh, uh, Ați văzut, și-a asumat președintele Ce înseamnă asumat? Definiți asumat, domnul și asumat răspunderea. Ce el, morală, pentru că el n-a avut... Deși răspunde de politica externă. Președintele are prin Constituție atribuții. Însă, eu am făcut o declarație și am spus foarte limpede. Indiferent cine era ministrul afacerilor externe sau ministrul de interne, nu putea să schimbe structura politică a Parlamentului din Olanda, Ola. da? Așa, sigur, dacă mergem pe... Și aici vă înțeleg punctul de vedere oamenii așteaptă un sacrificiu nu? să fie făcut din partea guvernului, adică să fie sacrificat un ministru pentru Sau o explicație coerentă, nu mă rog, de felicitări. Aici, uh, situația din da. Finlanda și din Olanda este, cea care este din Europa este foarte îngrijorătoare în privința solidarității europene. Dar altceva, și aici nu vorbim de remaniere, dar chiar de răspundere. Ai doi miniștri direct implicați în problema certificatelor de carbon care ți-ar acopri o parte din găurile bugetare, vorba de 2 miliarde, 1,5 miliarde da. de euro, nu le vinste, suspendă de la tranzacționare și nu zice absolut nimic, pleacă ăla de la As, cum se cheamă, Agenția pentru Protecția Mediului. Aici chiar mi se pare un lucru ieșit din, da. din limite. Domnul Ionită, Și v-am mai discutat chestia am asta mai discutat, cu dumneavoastră, dar repet așa. pentru că nu, mi se pare am foarte, mai discutat și vreau e să foarte văd, Orice guvernare politică este suboptimală înțeles lucrul ăsta. Da, parcă aici e cam prea, aici e cam prea sub, sub, suboptimal. Suboptimal. Nu, suboptimal, orice guvernare politică este suboptimală. Gândiți-vă că PDL-ul se află la guvernare cu udmr cu unpr ul și e susținut și de către minorități da? reprezentate în Parlament. Gândiți-vă cam cum se duce o discuție în coaliție în care primul ministru iar spune președintelui UDMR-ului, știi domnule, trebuie schimbat ministrul de la mediu. Da, și ar trebui să știe. Și unde mereu n-ar trebui să știe dinainte acest lucru după o asemenea catastrofă ca da, pierderea 2 două miliarde da, de da. euro? Eu nu neg asta, dar nu e simplu. Nu, nu de aceea, așa. orice guvernare politică, mai ales într-o coaliție, e întotdeauna suboptimală. Pentru că... Uitați-vă ce se întâmplă cu uh, schimbarea legii electorale, Da. Noi mergem pe ideea ca să câștige cel care a câștigat efectiv colegiul în coaliție se dorește compensare. Nu că vedeți se dorește, să și stabilit. Nu, dar a... vedeți, domnul Strujan, cât de greu e în coaliție comp compensa. în care un partid este puternic, PDL-ul, e locomotiva, ceilalți sunt mai mici, oricum, nu au importanța PDL-ului. Acum vreți să veniți cu o mișcare populară în care PDL-ul să fie un actor, să mai fie 10 pe lângă el, să guverneze în coaliție mișcarea populară cu alții după ce să facă alegeri, de să alege praful de orice de locomotivă. Spun că guvernarea sau guvernarea într-o structură politică este suboptimală întotdeauna. Am trecut cu toții experiența CDR, mișcarea asta populară, Vezi un fel de CDR. Cu colegii pare a fi. din PDL această performanță suboptimală la ședința a colegiului de director? Sigur că cu se nume, va discuta. Vedeți nume? noastră, în orice acțiune, uitați-vă, în orice acțiune, am vrut să, să restructurăm pensiile, da? Ca sistem. Ne-am izbit de Curtea Constituțională, că a zis da, da, până la noi. S-a vrut restructurarea sistemului de salarizare și s-a desenat un sistem care, cât de cât era coerent, când s-a trecut la pune în aplicare, iarăși s-a zis da, da, până la noi, fără noi, sistemul judecătoresc, da. Vrem să schimbăm Constituția, da? Să desfințăm o cameră, nu știu ce. Coaliția nu dorește acest lucru. Nu e vorba numai de USL. Bun, dar, da, deci va rezulta, iară, o variantă de modificare a Constituției, care nu e cea de care, de fapt, are nevoie 100% România. Bun, dar să știți că în politică, în științele politice, se presupune că guvernarea, în principiu, este un lucru dificil. Dacă nu ar fi, oamenii și-ar rezolva în mod spontan problemele și nu ar mai fi nevoie de guvern. Vă întrebam dacă dumneavoastră veți ridica în ședința, ședința colegiului director aceste câteva probleme, poate și altele decât cele pe care le-am abordat noi, pe, cu nume de persoane, ca pe răspunderea să fie personalizată. Sunt sigur că vor fi ridicate pentru că vor fi, în primul rând, vor participa la această ședință președinții de, Consilii Jude... președinții de organizații județene ale PDL-ului și care au foarte punctuale Ați spus mai devreme că veți discuta aceste probleme. Eu vă întreb, cât, cât de mult mai sunteți ascultat în partii dumneavoastră și grupul de europarlamentari? Dumneavoastră veniți din inima Europei, vedeți ce se întâmplă acolo, Nokia este un exemplu a ceea ce se întâmplă pe plan european și global și veniți în partid de aici, mai aveți influență, vă mai ascultă cineva, vă întreabă, domnule, dar ce se întâmplă dumne, în Europa acolo cu economia? De, de ascultat, sigur că as, se ascultă în momentul în care vorbești, problema este de luarea deciziilor aici, care... Adică doar vă ascult. Nu este simplă. Acordă timpul de nu, microfon. există constrângeri la care, pe care le are fel de governul? constrângeri? Și premierul Boca a vorbit de constrângeri birocratice în cazul plecării în Nokia. I nu, Nokia e cu totul alte discuție. Am văzut declarații, din păcate, și oficiale. Suntem total în afara problemei, problemei aici în care discutăm. Și o, o discuție corectă despre ce s-a întâmplat cu Nokia trebuie să plece de la gruparea investițiilor străine în România. Și avem o grupă de investiții străine care au țintit piața din România. Raiffeisen, Metro, Cash and Carry, Bila. Uh, Alianț uh, și nu mai știu ce, ăștia au țintit piața din România și nu vor pleca așa cum nu pleacă din Ungaria unde uh, primul ministru de acolo a pus o taxă suplimentară pe câștigurile băncilor ca să, tocmai ca să nu taie din salarii prea mult sau să nu taie uh, din cintii, investiții da? care nu au vizat și piața Și acele românească. bănci sigur au țipat dar nu au plecat. De ce? Pentru că pentru aia au venit, pentru piața din România. Ăștia nu pleacă de aici. da. Avem o categorie de investiții care au țintit materiile prime din România. Amintiți-vă că fabricile de ciment din România au fost cumpărate în perioada când noi încă aveam reflexul mineriadă. Nu i-a interesat. Puține țări din lume mai acceptă astăzi să vadă că le dispare un munte mâncat zi de zi ca să faci... Nu no, ne recomandă președintele Băsescu să dispară un munte pentru că spune e nevoie de investiții în nu. minereu. Eu discutam acum de categorii de investitori străini, că asta nu se înțelege. de Bun, Ăștia nu vor pleca de Important. aici până Azi. când nu vor termina ce au de... Bun, e foarte periculos să te bazezi pe astfel de investitori care pleacă la prima mișcare. Pe nu, cei care pleacă la prima mișcare sunt investitori care au venit în România pentru un singur lucru, Forța, Forța de, muncă. de muncă ieftină și care oricând, dar oricând vor găsi undeva o altă țară dispusă să-și plătească și, și mai proastră. jos muncitorii decât România și să se mute acolo. În cazul Nokia a mai apărut însă o problemă suplimentară față de acest aspect și anume apropierea de o piață imensă de desfacere care e Asia. Și China. Bun, dar... Uh în acest context cu multe constrângeri economice de care vorbiți. Din cunoștințele dumneavoastră, din informațiile dumneavoastră când a hotărât Nokia să plece? Pentru că informațiile sunt că se știa din februarie, inclusiv la nivelul autorităților locale, au apărut semnale în presă din mai, iar premierul am aici în față declarația spune că știa din momentul luării deciziei. Întrebarea este: uh, se puteau uh, acești oameni convinge să rămână în România? Nu, nu. Pentru că transportul uh, nu în România. Era vorba de transportul aici până în China. De vorba Înseamnă de Europa. timp și bani, da? Nokia a luat această decizie foarte limpede. Găsește forță de muncă mai ieftină ca România și cheltuieli mult mai mici și de timp și de bun uh, și aici rastru. este important pe ce te bazezi ca investiție străină. Vine cineva și produce în România pentru piața română și pentru export și integrează pe orizontală și pe verticală economia României sau vine, îți închiriază forța de muncă, asta au făcut, o plătesc foarte prost, contribuția lor la exporturi era mare, dar la PIB nu era mare, pentru că și importau foarte multe componente, nu creau în România nimic și te lasă când ți lumea mai dragă. Da, la fel avem în confecții foarte multe exact, e care un loc. A mai rămas, dar mai și dispărut destul de mult și se va muta. Deci avem, avem în tot ce înseamnă componentele electronice nu care se fac în România, încă fel de fel de asemenea investiții, încă o străine care au țintit numai forța de muncă ieftină și eventual avantaje date de o companie sau alta. Vedeți, și aici se pune o problemă de principiu pentru uh, România ce dorește să favorizeze în viitor ca investiții străine în România. Pentru că așa oricine vine să-i pui la dispoziție teren, sigur, dacă ai probleme deosebite cu forța de muncă, cum avem cu șomajul, o faci și pe asta. O faci Domnule Stolojan, președintele uh, Traian Băsescu spune că relocarea multinaționalelor începe să fie un fenomen. Uh, spune, relocarea multinaționalelor începe să se întâmple, închiderile pot fi și în alte industrii despre ce industrii poate fi vorba. Eu nu știu ce are în vedere domnul președinte, dar vă spun că au fost și declarații oficiale neclare, da? Deci eu n-am absolut nicio grijă față de investitorii străini care au venit pentru piața din România, da? nu văd că va pleca de Isra Pfizer sau Societate General sau Alian sau mai știu cine care se simt bine aici în România. Bun, dar în această perioadă de criză, cum da. vedeți un astfel de uh, semnal dat de la cel mai înalt nivel al statului? Închiderile pot fi și în alte industrii. Citez din președintele Treambăsescu. Da, în sensul în alte industrii e termenul folosit, nu cum ne gândim noi, cum am fost obișnuiți noi uh, industrii, de exemplu și când discuți generic despre industrie, înțelegi și telefonie și confecții și farmacie și tot ce vrei, toate și turismul, toate sunt generic denumite industrie. Deci, peste tot unde investiția străină e focalizată pe forța de muncă, pe costul scăzut, ea mai devreme sau mai târziu va pleca de aici, pentru că dacă nu pleacă, E rău pentru noi până la urmă. Avem M o problemă pentru că înseamnă că standardul prost. de viață și nu, se România România. nu se ridică în România. așa dar... dar vreau să vă spun că avem un domeniu, o altă categorie de investiții străine care iarăși țintesc forța de muncă cu uh, prețuri mai mici în România, cu salarii mai mici, dar care e înalt calificată. Avem aici tot ce înseamnă stomatologie, medicale și altele unde... Nu mai vorbesc de software și de. Bun, dar toate aceste lucruri, indiferent în ce domeniu, că se folosesc de forța de muncă ieftină sau sunt adevărate companii bine înfipte în economia românească, plecarea lor, eventuală, se contabilizează și Normal. se contabilizează exact în acest ha. buget extraordinar de constrângător despre care vorbeam. Nu că era al doilea exportator al țării. Anul e trecut. un fenomen care e deasupra noastră și va fi noi tot timpul. Deci trebuie să ne obișnuim cu aceste fenomene. Gândiți-vă ce necazuri au fost în Germania când fabrica a venit la noi. Amintiți-vă. Aveți un răspuns foarte scurt? Scapă Grecia de faliment? Da, nici nu se pune problema. Nici nu se pune problema de faliment la greci. Nici nu se, cum vă spuneam, o țară nu dă faliment, se duce în jos cu standardul de viață. Dar nu uitați, anul trecut Grecia avea 27.000 de dolari pe cap de culitor și noi români aveam doar 8.000 de dolari, dar e bine să-i jelim pe greci într-una. <grijin> Sigur că da. Ne place acest răspuns optimist pentru că românii au multe în comun cu grecii și bune și rele. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Europa FM, domnule Teodor Solojan. Mulțumesc, Ion Meioniță. Dragi ascultători, toate cele bune! Un radio de milioane de români.